Bun găsit pe stimați telespectatori, bun găsit Maria Milea. Bine te revedem, Dali. Acum eu nu știu cum să o iau asta. Maria Milea a fost timp de 6 zile trainer, se numește în limbajul ăsta așa, promotat de la Bruxelles. Instructor într-o limbă, într-un limbaj de lemnă, să spun. Alpiniști. De până în 89 și cu alte cuvinte, profesor, practic, la Ipotești, un loc drag tuturor românilor. A fost, cred că, prima ediție a școlii de vară. Da, care de Crăciun. Care pregătește, sau cum se spune? Tinerii prozatori. Un fel de școală de scriitori, am putea spune. Alin Sloganu era sloganul, să zicem așa, susținem tinerii prozatori. Având în vedere că în tot peisajul ăsta literar, de câțiva ani de zile și în România se practică creative writing, scrierea creativă. Creativă. Există ideea că scriitorii, mă rog, să intre în literatură și să aibă minime cunoștințe ale regulilor ce se folosesc în scrierea unui demers literar. Cazul speță, proză. Mai ales proză scurtă la Ipotești. E o școală. Cine este, să zicem, promotorul? Deci este o firmă este o școală paralelă la 45. De editură. Paralelă la 45, care investește în proza tânără și mai mult decât atât a oferit ocazia ca toți cei prezenți acolo să apară într-o antologie a prozei scurte, care se legitimeze ceea ce s-a petrecut în Ipotești. A fost trei traineri, dacă îți place termenul, profesori, ce vrei tu, dar de fapt scriitori, uzual să știe că și toată lumea cred că e de acord că prozatorii se nasc, apar, își publică fiecare operele și foarte greu e să devii prozator absolvind o școală 20 de proză. Prozator, un prozator tânăr care se duce la o astfel de școală învață niște reguli minimale care ar trebui respectate, dar eu am și spus, le învață ca să învețe după aia și cum să le încalce. Respectând reguli, în literatură poți să fii cel mult un prozator, un scriitor corect. Ați avut 48 de CV-uri? 49. Au fost 49 de doritori. Cei care au aplicat pentru școala asta de vară. Fiecare a trimis câte un text. Din cei 49, noi am selectat ca și juriu, Cosmin Perța, Florinianu și cu mine, 15 participanți care au venit și au participat aici în regim de gratuitate. Calitatea. De asemenea, calitatea elevilor. E calitatea elevilor, pentru mine a fost chiar o surpriză. Au venit acolo câțiva tineri scriitori. Când vin tineri scriitori, trebuie să și lucrez cu ei. Să scrii, să le analizez, iar o să ocupa cu chestiunea asta. Iei textul, îl analizezi, vezi care e cota de bălării în text, îl mai tunzi. Astea erau texte care se lucrau în timpul tabel, știi? Dar ai avut material pe ce să lucrezi? Asta era ideea. Eu am dus... Material uman, hai să spun. Da, sigur. Eu cred că 4-5 din ei îi vom găsi anul viitor în librării cu cărți de ale lor, de proză scurtă. Ce e interesant și a fost chiar plăcut pentru mine că au venit regizori, au venit absolvenți de filologie, doctoranzi, oameni care dintr-un domeniu, să zicem, conex cu literatura. Ei predau la școli, nu literatură,
opere ale scriitorilor, de data asta au venit ca scriitori. Nu, ca și scriitori. Fiecare a venit cu texte de ale lui, s-au discutat pe texte. O atmosferă de tipul ăsta găsești foarte rar, cred eu, și la alte școli de literatură. Chiar era vorba, s-a discutat de faptul că entuziasmul la o școală de literatură dispare după 3-4 zile, ultimele 2-3 zile se instaurează plictiseala. Aici, până în ultima secundă, entuziasmul a fost omniprezent, mai ales că să crease un grup de 15 tineri, ăștia care, dintre care vor apărea câțiva scriitori, după părerea mea, în literatura română. Grupul ăsta, în noaptea de final a taberei, noi la un moment dat eram într-un loc la focul de tabără și mustăceau, mai cântau, mai dansau și aveau lacrimi în ochi că să terminase tabăra. De-ar fi plăcut să mai dureze. Responsabil aici fiind organizatorii, pentru că totul a mers șnur, a fost extrem de bine construită tabăra asta, atât ca demers al profesorilor, pot să le spui, până la urmă erau scriitori acolo, scriitori care discutau despre literatură și despre opera fiecăruia dintre ei, încercând să îi învețe, atâta cât poți să înveți niște tineri prozatori din experiența pe care niște oameni mai în vârstă o au în domeniul literaturii. E foarte, foarte dificilă chestiunea asta. E o metodă care la noi în ultimii ani funcționează, care vine din Statele Unite, unde funcționează la cu totul alte niveluri. Creative writing-ul ăsta e prezent în universități ca și cursuri de sine stătătoare. La noi încep să apară și așa numitele legalizări ale creative writing-ului de la universități. Dar până nu de mult era o treabă voluntară. Se făcea la nivel de opțional, de voluntariat. Știu că era ăsta, un scriitor la modă, Charles Bukowski, era invitat la cursuri de creative writing, să-i explice tinerilor care vor ajunge sau nu scriitori, cum stă treaba cu literatura, un foarte mare scriitor american, și mergea la cursuri în anfiteatre cu lada de bere. El venea și se comporta natural ca orice scriitor care vine să-și facă treaba. El își făcea treaba cu berea în bere. Și explica literatura fără niciun fel de morgă de aia, de profesor. De aia spun că termenul ăsta de profesor nu se potrivește nici lui mie, cu atât mai puțin, nici lui Iaru și nici lui Cosmin. Cosmin era destul de apropiat ca vârstă de tinerii ăștia. Au fost așa, întâlniri prietenești în care s-au discutat despre literatură. Tu ți-ai fi dorit, să spunem, înainte de 89, asemenea curs, școală, să fie existat și pe vremea? Eu am și spus că pentru noi, generația de scriitori 85-90-iști, ar fi fost mai năcerească o astfel de inițiativă. Noi mergeam, de exemplu, eu făceam 600 de kilometri aici, și mergeam la Junimea să mă întâlnesc cu generația 80-istă și la Universitas cu 90-iștii să citesc o proză și să se comenteze ceea ce eu citeam. Deci făceam 1200 de kilometri pentru astfel de întâlniri din care tu îți extrageai ca și scriitor ceea ce s-ar fi ar fi putut numi o învățare a artei scriitoricești. Din astfel de drumuri, eu le-am și spus. O învățare a artei scriitoricești sau pur și simplu trebuie o confirmare a valorii, nu știu eu, a ceea ce ai scris.
vorbim acum despre orgoliu unui scriitor, eu nu mergeam, le-am și spus că eu... În perioada de început, adică eu mergeam acolo să citesc și să ascult comentariile care nu m-au determinat niciodată să schimb maniera de scris. Nu, nici măcar o propoziție din ceea ce propuneam la lectură. Mergeam cu texte din punctul meu de vedere definitive, care au și rămas definitive. Dar nu strica o tabără de tipul ăsta. O tabără de tipul ăsta ar fi însemnat că o generație, care ar fi fost generația mea la vremea aia, stă și discută cu trainer. Mă gândesc, acum am gândit și la ipoteză, ce trainer am fi avut noi la vremea aia. La vremea aia. Păi puteam să-l avem cu Jura, pe Nicolae Preban, pe Sorin Titel, pe Ștefan Bănulescu, pe Fănușneagu, mari scriitori, din punctul meu de vedere, foarte mari scriitori și astăzi, și nu mi-ar fi stricat, nu știu, la 22, 23, 25 de ani, cât aveau copii ăștia, pe 27, 28, nu mi-ar fi stricat să mă prețe, să mă prietenesc cu ei. Cei de la școala asta, Gheorghe Crăciun, nu au avut ocazia să se împretenească cu scriitori din alte generații. Lucruri care s-au și petrecut. Până la urmă, una dintre ținte era asta, o altă țintă, care nu a fost ascunsă, era cea lui Cosmin. Cosmin fiind acum director editorial la editură, era un vis al lui să ofere acestor generații ăsteia ceea ce generația lui nu a avut. Într-o zonă sau o sferă a gratuității, o editură importantă din România oferă un training scriitori și oferă și un program editorial cu carte, ceea ce e foarte important, un soi de antologie în care cei 5 pe fiecare publică un text într-o zi scurtă și venim noi 3 care publicăm și noi la rândul nostru, ca și ei, o proză născută în astea 7 zile, să spunem. Da. Sau în urma acestor 7 zile. Știi bine că eu am scris inclusiv un tablă. O proză, un flash fiction. Pentru că era foarte greu să le spui. Adică, pentru mine era foarte ușor să le spun, domnule, există o conjunctură favorabilă când un prozator își caută un personaj. Ceva se întâmplă și vine personajul spre el. Dacă exprim chestia asta, poți să o spui elevat, poți să o spui pe înțelesul oricărui om de la viață. Dar, domnule, există o conjunctură, dar unde e conjunctura aia? Că eu m-am dus tânărul scriitor. Eu m-am dus, nu m-am întâlnit cu nicio conjunctură. Aia nu înseamnă că nu scriitor. Și atunci am zis, hai să vedem, uite așa. Am chemat un taxiu în Jurat. Pătrec în aia din Ipotești și am zis, vine personalul. Chiar au venit personalul. Pentru că aceste conjuncturi ne arată, ai știi și tu, pentru că, de fapt, marele povestitor sau cel care creează povestea e Dumnezeu, de care și Dumnezeu e un prozator. Și are grijă de tineri prozatori sau de la mai industrie. Conjuncturile la întâlnirea cu personajele sunt extrem de favorabile de fiecare dată când un prozator pleacă cu ideea că se va întâlni cu personajul. Lucrul care s-a întâmplat, proza chiar se află pe, la Literomania publicată și e un flash fiction în regulă, din punctul meu de vedere, și care arată ceea ce spun eu legat de conjuncturile favorabile trăite de prozatori, e o chestiune reală. Din interior am aflat că a fost și o, mai să spunem, o polemică între lectorii, între tine și ceilalți doi, vis-a-vis de existența sau necesitatea de a exista un set de reguli în ceea ce privește scrierea. Nu scrierea din punct de vedere gramatical. Scrierea în cazul unui scriitor, hai să spunem.
Nu. Tu pledai pentru inexistența unor bariere, știu eu, deci am reguli. Toți, până la am fost de acord că nu există reguli. Că proza, fiecare scriitor își scrie proza lui cum crede el de cuvință. Însă, atunci când vorbești cu, despre tinerii prozatori, trebuie să îi înveți un set de reguli. Ceea ce au și făcut Iaru și Cosmin. Dă-ne un exemplu, că cei mai mulți aveau din telespectatori nu sunt scriitori. Ce reguli sunt? De exemplu, tu îl înveți pe un tânăr prozator că în pagina 3, când descrii o încăpere, să zicem, valabil și pentru teatru, există, tu descrii niște obiecte pe masă. La un moment dat, când te duci cu proza, obiectele alea trebuie să aibă un anumit grad de utilitate. Cititorul... În economia... Sigur. E o strumieră, nu știu unde. La un moment dat, să zic, un personaj cu aia face o crimă. Memoria, la nivel de lectură, memoria cititorului, el nu zice, dom'le, e o regulă să fie acolo. Uite, bă, cu aia care... cum era aia s-a produs crima, să zicem, da? Astea sunt reguli acceptate reguli care într-o minimă... vin din experiență sau pur și simplu există un set de reguli în lumea asta? Din experiența fiecărui scriitor, probabil. Scria Pușkin, Gogol, scria piese de teatru. Întotdeauna când apărea un obiect, îl avea pe scenă un grad de utilitate, nu? Dinspre teatru, înspre literatură, același grad de utilitate trebuie să-l aibă. Anumite obiecte. Aici e vorba de instinctul scriitorului. Obiectul, gradul de utilitate al lui, rolul pe care îl are în economia unei proze un anumit obiect, instinctual, scriitorul oferă într-o construcție epică cititorului șansa să extragă această regulă. Scriitorul nu învață reguli, el le aplică datorită ceea ce, să spun eu, toată lumea vorbea despre talent. Talentul ai sau nu ai? O proză poți să o duci învățând. Eu te învăț și tu scrii o proză, da? Acum, ca și cititor, întreb. N-ar deveni atunci prea previzibile, să zicem, acțiunile din... acțiunile, mă rog. Desfășurarea... Da, ar fi niște... acțiunilor dintr-un roman. Ideea, adică ideea... Ar fi previzibile atunci, am înțeles. Marian Ilea scrie de acea cană roșie, mare, grosolană, de pe noptiera... Apropo de regul, proza poate să fie scrisă corect. Da, s-ar fi, corect s-ar, s-ar, nu, s-ar fi născut acolo 15 scriitori, nu? Care ei scriu corect. Nu corect în limba română. Corect la nivelul acestor reguli pe care tu le spui. Dacă descriem ceva acolo, obiectul va dovedi gradul de utilitate. Păi după ce ai 5.000 de texte de astea, tu, ca și cititor, nu vei mai citi niciodată proză. Vezi, domnule, toate-s la fel. Ceva aparte trebuie să aibă fiecare. Acel ceva aparte e suflul scriitorului. Cu Iova povesteam chestiile astea. Cine are suflu amplu, cine are suflu pe perioade scurte, aia dă personalitate textului. Aia nu se întâmplă decât atunci când scriitorul să descoperă el pe el și își descoperă stilul, felul lui. Când citești o proză de Bukowski, știi că ăla e Bukowski. Nu mai sunt 50 ca el și nu poate fi imitat. Aici vorbești de maniera care fiecare scriitor... Stilul și cadența scriiturii. Astea sunt foarte importante, dar astea nu se pot obține într-o școală de asta de creative writing. Și nu, asta era ținta școlii. Ținta era să prospecteze piața tinerei generații, să încerce să creeze un grupuscul de scriitori care să aibă o platformă de exprimare. Ceea ce iar e foarte mare lucru.
ce platformă aveam noi de exprimare în vremea noastră. Când noi mergeam la Junina, unde era Cormăniceanu, sau la Universitas, unde era Niceanu. Toate erau pe circuit intern. Cunoșteai generația ta, să zicem. Atâta aveai atunci. Și foarte rar aveai acces către edituri. Eu atunci am avut norocul de Siștea că ea era sprijinită la editură, la Cartea Românească, tocmai de către criticii care conduceau cenaclurile astea două. Eu am și spus că eu am ajuns la cenaclurile astea datorită lui Ulici, că apar n-aveam, dacă cei și lumina celor de astea, și Ulici mi-a zis, hai, du-te și citești acolo, ce e acolo, ce credeți că e elita tinerii scriitorii din România. Și așa m-am dus, așa era, dar nu avea platforma pe care să te exprim. Asta oferă tinerilor ăstora... O școală de genul ăsta. O editură. Editura are o platformă de exprimare și atunci ei se pot revendica. Cred că ăsta e gândul editurii și bine face dacă ăsta e gândul. Să debuteze niște scriitori la ei, la paralela 45, și să rămână atașați de editură. Mai ales scriitorii buni. La scriitorii buni e bine, strategic, e pentru orice scriitor bun să fie găsit la o editură. Nu la 10 edituri, că la ce difuzări avem noi acum în România, nu-i mai cunoști opera. Știi? Tu citești două cărți de la paralela 45, dar nu mai publicat, nu știu pe unde, și alea nu a ajuns într-un orizont ăsta de difuzare. Difuzarea e mare problemă în România, acum și la literatură. Pasul, din punctul ăsta de vedere, e câștigat. Pariul e câștigat. Sunt 15 absolvenți ai cursului și sunt, Aline, 3-4 care vor scrie cărți. S-ar putea să și ceilalți să se gândească la diverse cărți cu care să vină, în primul rând, la editură, la paralela 45, să publice. La editură, însă, există, evident, un comitet de lectură. Nu-i suficient că tu ai absolvit cursul ăsta, școala asta, Gheorghe Crăciun, de la Bibotești, ca neapărat cartea ta să apară. Este un comitet de lectură și mai este un consiliu. Aici e problema, la orice editură mare, problema e consiliu. Ce face consiliul ăla? Deși enervează așa când te gândești la consiliul, păi consiliul ăla, la o editură, calculează raportul estetic, esteticului în operă, și împreună cu ceea ce înseamnă marketingul. O carte bună produce și profit. Ce tip de marketing trebuie să aplici? Ca să îți apară o carte la 45 și acum trebuie să treci de acest consiliu. După ce treci de un comitet editorial, alte privind scriitori critici, nu știu ce. Ăsta e drumul. Și cred că e o rețetă. Ce se va practica de aici încolo la paralela 45 și în anii care vin cu a doua, a treia, a patra, a cincea ediție a taberei de literatură Gheorghe Crăciun. Tu cunoști foarte bine, hai să spunem, mediul ăsta, cum să-l numesc, cultural maramureșan. Literatură. Hai să numim literatură. Mă rog. Putem pune și arta plastică, dacă vrei. Că-l cunosc pe Mircea Bocchiș. Ce explicație dai la... Mie mi se pare că sunteți puțini scriitori recunoscuți și aici mă refer la nivel național. Foarte puțini. Vorbești de ăștia din Maramureș? Din Maramureș, dar făcând o paralelă cu... nu știu cum să-i spun. Așa, o nebunie de toată lumea scrie, toată lumea își lansează cărți în Baia Mare, așa pe circuite mai puțin sau mai mult zone confidențiale. Dar nu penetrează, nu depășesc
cu indulgență Clujul, să spunem. Da, deci sunt, la noi sunt oameni politici care au scris cărți, ca să fie scriitori. Fiecare om vrea și el să aibă o carte în bibliotecă, pentru că, da, uite, asta am scris-o eu. Și care e problema? Și eu sunt scriitor. Între timp, sigur că îs deputat sau am fost. Sunt o mulțime de exemple de astea. Faptul că există niște neaveniți în literatură, ce visează să aibă cărți, e un lucru foarte bun. Faptul că le și au, iar e un lucru extraordinar de bun. Dar faptul că le au, și, că și faptul, da, și faptul că nu sunt citiți de nimeni, e și mai bun. Adică ei sunt mulțumiți că au o capitolă frumos, domnule. La scriitorii cu totul așa. Ăștia de care ai vorbit și tu, ce sunt? Ei zis, la scriitori sunt, e altceva. Ei sunt diletanții necesari într-un peisaj literar, pentru că iar scriitorii slab, foarte slab. Să nu arătăm cartea pe care o are aici. Nu, pe unul, foarte slab sunt ca într-o pădure, frunzele alea care putrezăsc și asigură un pic de energie copacii. Deci trebuie să fie și de așa. Nu pot să-i condamn. Nu e vorba de condamnat. Din contră. Problema este că, de exemplu, tu ai spus așa, Maramureș, sunt sau nu scriitori? Aici sunt multe cărți apărute. Stai așa. Uite. Dar puțin confirmă, să spunem. Gândește-te așa. În Maramureș, noi, ca și entitate literară, hai să o numim așa, Maramureșul literar, l-a avut pe Ivasiu, Alexandru Ivasiu, foarte mare scriitor. Că la ora asta, că nu îi se da învergura pe care a venit, au ieti din asta e treaba celor cu marketingul literar. Nicolae Brevan, Augustin Buzura. Venim la, scriitorii de generația mea. Ioanes Pop. Dacă spui Ioanes Pop, Ioanes Pop e un mare poet al României. Iar și asta e situația, trecem la proză. Adrian Oțoiu. Foarte, foarte bun scriitor, trecut înspre munca asta de studiu a literaturii, dar are cărți care rămân în literatura română. Mai sunt oamenii pe care îi știm de la început cu Nicolae Speianu. Sunt o serie de oameni care scriu și nu fac parte din frunzele alea care putrezesc acolo să alimenteze copacii. Nu stăm rău din punct de vedere literar pe plan național. Nume serioase în literatura română sunt circulate cu opere foarte bune în perioada asta. Uite, să iau pe Cosmin Perța, el care, cel care a organizat la Paralela 45, vine în ceea ce se numește la scriitori, nu folosesc termenul liber. Din punctul meu de vedere, scriitorii sunt niște muncitori. Ei lucrează, nu au timp să fie. Vine într-o zonă a unei proze de forță și a unei poezii foarte interesante, militante. Cum rar să mai scrie. Epoca asta, concret, în următorii ani se va scrie, deoarece situația politică generează militantismul unui poet sau a unui prozator. Dacă te uiți la Bob Dylan, nu, care a fost militant și până la urmă lua și premiul Nobel pentru literatură, fără să aibă un proiect sau un program clar al unui scriitor. Avem, slavă Domnului, avem oameni de forță în Maramureș. Ce se va întâmpla cu ei? Câte cărți vor mai scrie? Aici ține de niște conjuncturi unde acel Dumnezeu care e bun prozator, n-are niciun amestec.
felul în care un scriitor găsește culoare pentru cărțile lui. Îți întreb altceva. Sau altfel. Orice. În ultimii 20 de ani. Spune-mi un nume care a confirmat în Maramureș. Știi de ce te întreb lucrul ăsta? Din câte știu eu, anumite entități, Ministerul Culturii, Consiliul Județean, Consiliul Local, finanțează multe, să zicem, lucrări, sau multe activități culturale, nu? Normal, că ăsta e rolul lor. Din finanțarea asta ar trebui să se nască niște oameni care în 20 de ani, măcar 1, 2, 3, să confirme, să spunem, la nivel național. Stai puțin, Alina. Acum depinde ce tipul de selecții și finanțări să fac. Uite-te anul ăsta ce-o finanțat Consiliul Județean. Nu poți, cultural, din perspectivă culturală, pe ăștia nu poți să-i acuzi că nu au deschidere înspre ce proiecte culturale propun oamenii din județul ăsta. Ei propun. Cam toți care au propus proiecte culturale cât de cât coerente au obținut finanțare. Nu-i ca la aiurile naționale, la CNC, de exemplu, bă, oricât de bun e proiectul, mai trebuie ceva ca să obții finanțare. Nu, aici s-a obținut. Apar. Problema e dacă proiectul în sine e depus de un bun scriitor, un artist plastic, sau e propus de oricine. Aici lipsește atunci consiliul ăla nu. Pe care l-are editura. Aici lipsește o lege. Să face o selecție până la urmă. Eu nu am curse acolo. Dar aici e o lege, din punctul meu de vedere, tembelă. Eu dacă vreau să propun un proiect la Consiliul Județean, trebuie să vin cu o asociație, fundație, nu știu ce. Păi dacă n-am asociație, fundație, dacă nu vreau să îl propun pe o asociație, o fundație, ci îl propun pe mine, că eu fac proiectul ăla, da? Ca și scriitor. Și el își dovedește utilitatea în momentul în care proiectul se termină, când ai predat cartea, cartea apare și vezi ce se întâmplă cu ea. Nu se poate că nu e legal. În domeniul ăsta cultural, entitatea care bagă banii cu cea care face proiectul trebuie să-și asume același timp de riscuri. Dar n-ar fi mai simplu să se practice? Nu, dar tu ai spus, stai să spun, tu ai spus așa că pe, de 20 de ani asta fac. Asta fac, nu, Marian, stai. Vine ăla cu fundația... Deci, tu ai răspuns indirect la următoarea întrebare. A avut vreun sens școala asta de la Ipotești și ai și dat răspunsul, pentru că din, ai zis, cel puțin 25%, ai zis cu 3, 4, 5, din cei care au fost, din cei 15, aproape sigur că vor confirma la nivel național. Deci e o certitudine. Da, da. Bun. Și a atins scopul până la urmă și editura și organizatorii până la urmă. Adică au pus umărul la, hai să spunem, da, și la consolidarea... Ăsta e proiect, adevărat. Bun, n-ar fi ăsta un model, inclusiv pentru băieții ăștia care toacă de multe ori bani, de multe ori aruncați pe geam aiurea, nu că ar fi obligatoriu. Obligatoriu este, de fapt, nu că n-ar fi. Este un model. Așa e, foarte bine. Calitatea a ceea ce iese din finanțările astea, din bani public, până la urmă, chestiile astea depind de cei care aplică. Da. Dar nu este un consiliu, sau cum să-i spun eu, un cerc de cunoscători care să facă selecții de genul ăsta. Măi, tinerilor, deci, oamenilor care vor, un proiect de tipul ăsta, care e construit pe banii editurii, da? Putea fi construit pe banii unui Consiliu Județean fără emoții, că avea succes. Bun, dar de a respecta niște criterii pe care și le-a editură. Trebuia să respecte, însă, criteriile pe care le-au ăștia pe la Consiliile Județene. Și astea sunt niște criterii care de ce au apărut cu fundația? Ca să nu se fure bani, să nu se sifoneze, să nu se... nu știu ce. Băi, eu am înțeles, în regulă, de 20 de ani să te fac astfel de proiecte. Nu noi trebuie să venim... Eu, de exemplu, tu știi foarte bine, eu îmi public cărțile, fiecare carte pe care o public, ar fi putut să fie un proiect.
și proiect, mă rog, acum nu la fiecare, dar la majoritatea acestor... Trebuie să le spunem telespectatorilor, în cazul tău, 99, poate 100%, sunt cărți care sunt cerute de edituri, adică... Sigur, deci nu se... Nu se merge normal, deci nu e o pleașcă pentru Ilea că vine editorul să spune domnule, hai că mi-i prieten Ilea, hai să-i publicăm cartea. Dar nu ni se pare... Sau hai să-l finanțăm pe Ilea că, nu știu, gândește, dă la partid. Gândește-te la literatură. Da, mă doare undeva, poți să zică că ar da bine la partid. Dar că n-am făcut chestii de eu asta spun. Să fie sănătos partidul Ilu, până la urmă, dacă vrea să finanțeze cultură. Dar încă nu a apărut așa. Partide de astea nu au apărut. Problema e că la literatură, acei oameni pe care tu i-ai spus la început, că dăm și rotunjit acestei emisiuni legate de școala asta de literatură, Gheorghe Crăciun, să-ți dau școala asta și-a atins focul. Și-a atins-o 20-30% din oameni ăia vor confirma, asta e important. Pe de o parte, gândește-te că m-am dus extrem de reticent la astfel de acțiune. Nu prea... O reușit să mă conduc pe Cosmin. Acum era el acolo, am zis, hai să vedem cum este. Bun. Acei oameni care scot nenumărate cărți, foarte multe cărți, fără proiecte de la Consiliul Județean, cu sponsor ale scot. Dom'le, editurile serioase din lumea asta, sunt și în România 2-3, nu acceptă sponsor. Tu ai scris o carte și este un contract unde zice, fără sponsor, domnule. De ce? Pentru că eu am consiliul meu editorial, am comitetul meu care pun ștampila valorii și mă asum riscul să intru pe o piață liberă cu capul. Și o finanțare altera, hai să spunem. Altera, de ce? Că vine autorul și zice, bă, dar vă plătesc. Da, vine firma de casă. Și de-aia apar autori, la care eu țin foarte mult, și aici, care vin, o scremut, practic, și ei, fiecare videocarte, și domne, găsesc niște oameni, o fabricuță, o ceva, care sponsorizează cartea apare, are coperți, are un număr de pagini, dacă o pui lângă o carte a unui mare scriitor, sunt oameni care zic, domne, ăștia doi, da, nu-i la fel, uite, are foi, are, nu știm ce trebuie să trăim, toate bun, și asta, și cu asta de acolo. O face pe banii lui și a fraierilor, prietenului care sponsorizează. În regulă, asta cu pădurea o elimin, că mai distrugem o pădure, cu gândia, noi chiar așa, că ai văzut că acum... Se regenerează. Se regenerează și copacitatea natural. Vine o furtună și poți să lucri 5 ani, după aia să scoți milioane de cărți. Asta e peisajul ăsta, bun. În tot peisajul ăsta, care e râs, dacă nu-i de plâns, ăsta literat. Unde vin sponsorii, fiecare are 100 de pagini, eu apăru cartea. și el e scriitor. Culmea e că găsește și indivizi care se uită cu respect la el. Și doamne, pe carte, scriitor, ce vrei? Scriitor și el e ca ăla sau pe ălălalt. E o confuzie a valorilor. Pe plan local e nesemnificativă. Pe plan național ți-am spus că n-au nicio șansă, pentru că editurile serioase se păzesc de veleitar, să numesc așa. Eufemistic vorbim. Mă rog. Dar îs veleitar și îs simpatici. Ei trăiesc mult mai amplu apariția unei cărți proaste pe care eu scris-o. Să bucură, dau mese, la frâșmă, de băut, să auto-elogiază, ceilalți în jurul lor ridică paharele, la mulți ani să trăiți, maestre. Termenul de maestru deja e ca și în Caragiale, în România. Dacă cineva spune maestru... Stai că și cu doctorat. Stai și te gândești, bă, ăsta mai ia la mișto, nu? Da, ăsta e peisajul nostru, după 30 de ani de imbecilitate, pur sânge, era firesc să fie afectat și tronsonul literar. Taberele astea, că tot aici, iară, din la creative writing ăsta și la Gheorghe Crăciun, eu vă spun că
Pentru mine era, a fost un lucru important în ce sens? L-am cunoscut pe Gheorghe. El era și el în generația 80, la Junimea, la Cormănicean. Un scriitor foarte important și un teoretician într-ale literaturii, împreună cu Iova, cu Stratan, mai erau acolo cu doi, puseseră bazele acestui obzecism. Era ceva responsabilitate să te duci la o tabără care poartă numele unui om pe care tu l-ai cunoscut, un scriitor ca și tine, ca și mine. Vă vorbesc despre mine acum. Și ca și Iaru, că fusese coleg de generație cu Iaru. Și Gheorghe Crăciun fusese în anii 90 director editorial, tot în data de la 45. A fost un fel de remember și o tabără de mare răspundere. Când ai botezat tabăra asta cu numele Gheorghe Crăciun, ai răspundere. Ce, pe mine, da, m-a obligat. Ce a fost frumos în chestiunea asta e că fiica lui Gheorghe Crăciun s-a salutat cu mare entuziasm tabăra, văzând de fapt ce se întâmplă acolo. Spune mai multe despre spațiul ăla. Păi, trebuie să spun că m-am întâlnit cu, acolo am stat de povești cu Adina Vinisoiu, Raul Popescu, cei care s-au dit de Romania, pe care i-am cunoscut acolo. I-am cunoscut pe, cum să spun, Pipăibii, așa, Gelu Diaconu, care e un poet, un scriitor performant și care are și o revistă de promovare culturală, cu care am ne-am petrecut atunci și lungi seri de discuții. Și dimineți, pentru că mă trezeam foarte devreme și ei se trezeau mai devreme decât masa, că era masa, celebra masă, trebuie să mănânci. Așa și stăteam sub nuc și discutam normal că ce puteai să discuți. Chestiuni legate de literatura momentului, aici, în Europa, ce ne lipsește, ce nu ne lipsește. Din perspectivă literară, să știi că nu ne lipsește aproape nimic. Noi, ca și scriitori, suntem performanți. N-avem partea asta de marketing, cota de interes a cărților de literatură română foarte redusă pentru lumea occidentală. Nu că n-am ști scrie noi ca și ei. Foarte greu investesc editurile din Occident în promovarea de unui scriitor de pe la noi. S-au investit, de vreo 20 de ani se investește în Cărtărescu. Încep să apară rezultate. Dar e foarte greu să pătrunzi pe o piață ce ea știe că, nu știu, 100 de scriitori putem promova. Mă, dacă din punct de vedere al marketingului, atâta putem, numai atâta promovăm. Nu promovăm 100. Acolo sunt reguli de marketing extrem de bine respectate. Și asta e situația. La nivel național, dacă e să mă gândesc că ce se întâmplă în Maramure, se întâmplă în fiecare județ mai mult sau mai puțin, cred că la nivel național sunt niște sume fabuloase care se infuzează de multe ori în impostorii, să spunem mai. Nu sunt impostori, că ne-i tac, o să spun. În cultură. Că nu sunt impostori. Păi, l-am scris o carte, băiatul. Noi râdem, chemăm ăștia, senatorii, președinți. Bun, veleitare, hai să ne spunem. Ascultă aici. Îi chemăm 10.000 de veleitari. Care e cea mai bună rețetă? Să infuzezi în 10.000 de veleitari sau într-o mie de oameni care au, până la urmă, un fundament pentru a putea fi E bine să investești în 15, maximum 20 de profesioniști în literatură, să fie politică națională. Acum să investești pentru Occident. În veleitari nu merită să bagi niciun leu. Pentru că sunt atât de îi cunoști și tu, cunoști și eu, și au atâta credință în valoarea lor, încât ei găsesc sponsor. Dar nu, știi care e cea mai perfidă, știi care e reversul la chestia asta, jocul ăsta cu veleitarii în domeniul ăsta? Apărându-le
cărțile, apărând cum apar. E vorbește confuzii, probabil. Ei spun, domnule, asta e o patalama. E o carte de vizită pentru următoarele funcții, următoarele sau următorul statut. Așa e. Intrarea în, cum se numește? În Uniunea Scriitorilor. Da, da, de multe ori. Nu, că am înțeles că e un criteriu. Numărul de cărți, nu? Faptul că nu știu cine îți face lobby, nu știu pe unde. Vezi că despre Uniunea Scriitorilor n-am discutat nimic. Deocamdată. Aici, mă rog. Da. Și după aceea, da. False valori de genul ăsta vin și vezi că ocupă tot felul de funcții. Nu știu pe unde, că o să spună în CV, am 10 cărți, am 3 cărți. Da. Ei totdeauna așa vor face. Scriitorii n-au vreme. Eu nu mă refer la scriitor. Ascultă, n-au vreme de... N-au vreme de prostii astea. Astea sunt niște tembelii care justifică existența profesională a unor veleitari. Scriitorii săraci trebuie să știe cărțile. Ea au cu totul alte principii de trai într-o țară, chiar și într-o țară cum e România. Ei, dacă nu o să mai aibă proiecte să scoată cărțile de veleitari, o să scoată, o să se specializeze, o să facă sarmale. Și sarmalele vor fi mai importante decât cărțile. Sau o să facă, o să scrie cărți de mucate. Știți-i Dumnezeu ce, că nu știi de unde. Ei apar și ei se mulțesc. Au puterea asta de să... Exemplu de la Imondești, școala de vară. Poate fi multiplicată mai multe zone, inclusiv în Maramureș. Poate fi un model pentru... Eu i-am și spus... Dar uite, te și ajut ca să intrăm direct la, știu, esență. N-am nicio obsesie cu finanțarea asta. Se numește balon fiesta. Asta e un exemplu. Anul trecut a costat, dacă nu mă șel, bani publici, da, Consiliul Județean, vreo 100.000 de euro. 100.000 de euro ca niște băieți care au băieți de afară, nu știu de unde, da, au un hobby. Să meargă cu balonul, mă rog. Mă rog. Și Consiliul Județean vine și dă 100.000. Încurajați acest scop. Al unor, mă rog, băieți, fete, nu știu ce să aia, mă rog. Nu mai are bani. Este o alternativă la a finanța, eu zic că e o prostie asta, dar mă rog, treaba lor, că ei iau o decizie în mână. Să faci 10, 15 asemenea ateliere, tabere, intrând, să zicem, inclusiv în licee. N-aș putea... Într-o tabere tu, aici în Baia Mare. Merită făcute, dar îți spun următorul lucru. Dacă în ultimii 20 de ani m-aș fi dus la Consiliu, eu, cu un proiect de tabără de creație literară, și un președinte de Consiliu Județean și ăia de acolo, consilierii, mi-ar fi respins proiectul și ar fi aprobat balun sau nu știu ce, aș fi avut multe de comentat. Părerea mea e că un proiect, o tabără de creație, că îl propun eu, oricine l-ar propune, dacă e bine făcut, trebuie să fie finanțat. Adică și dacă au bani, finanțează și balunul. Este un ghișeu unde ăla care are caseria la îndemână, o să spună, domnule, eu dau bani la ăla care cere. Dar nu ar trebui să fie așa. Ai comisii de cultură, de tot felul de deștepți pe acolo. Eu am văzut acum. Aia trebuie să vină cu propuneri. Ăștia. Adică e ca un ghișeu unde vine omul. Domnule, vreau un balon fiesta, vreau un gay parade. Adică dacă mergi cu un gay parade, s-ar putea să fie finanțat. Adică nu? Deci, nu? Sau cum? Dăncuș cu zelea s-a acolo. Da. Da. Nu, ei sunt comisia asta. Ei sărat de ăsta. Ăștia, ei o stabili. S-au repartizat nu știu câte milioane de lei pentru cultură. Pe an în curs. Mă, numai noi cât am publicat la ziare, dădeau anunțuri pe care le și plăteau culme. Nu? Consiliul Județean zicea, domne, în atenția tuturor doritorilor de bărăți. Nu, celor care realizează proiecte culturale. Vă rugăm până pe data de să vă concepeți proiecte care trebuie să conțină aia. E corect ce spui tu. În orice țară civilizată așa se face. Eu mă refer la politici publice culturale.
Păi politica publică poate veni fie de la fundații, organizații non-guvernamentale sau de la factorul politic, până la urmă. Da, dar nu? Eu sunt de acord cu... Ei au făcut o chestie bună. Bun. Problema e că cu ce nu pot fi eu de acord? În momentul în care un scriitor se duce el, să zicem. Dar la nu, dar la mare pregătirea de multe ori, zice, nu știe să facă asemenea. Mă, n-am fost, ca să nu să nu înjur fără să merite, da? Îți convins că vin și spun, dar nu este bază legală. Că tu, ca persoană fizică. Domnule, dar mai bine pe fundație. Că, ca și fundație au bază legală. Bă, dar cum adică un om, sunt scriitori în lumea asta care lucrează și trăiesc din meseria lor de scriitor. Ăla este și persoană fizică, și juridică. Dar nu e. Legea nu permite chestiile astea. E corect ce spui tu, Maria. Spune, stai un pic. Deci băieții și atunci sunt fundații. O fundație ce înseamnă? Care să alegi de obicei. Aia vin să propună politici publice pe cultură, pe economie, pe învățământ. Deci noi nu facem alegeri ca să fie X sau Y la un ghișeu, un morman de bani, și să spui, aștept clienți. No. Haideți, băieți, veniți, depuneți ce vă trebuie. Dar ca să poți depune, să ai o fundație, să ai un SRL, un ESA, nu știu ce, și să ai niște criterii, nu știu. Eu am spus... Ăsta e rolul unui om politic până la urmă, de a produce politici. Omul politic responsabil produce politici publice. Politicile culturale sunt puse în practică de oameni care fac cultură și după aia au și rezultate. Așa să propun proiecte, sunt niște condiții, condițiile, nu știu ce rezultate. Cum aveți infrastructură? Asta e un subiect pe care îl putem detalia. Excepțional. La Ipotești. Am înțeles că acolo e practic o investiție foarte mare, așa un fel de, poate prea mult spus, un sanctuar. E o investiție de se acordă. Ce au fost, ce sunt acolo? Amfiteatre, în aer liber, în spații? În interior, vile. Vile. E un hotel, plus un hotel. Asta nu poate, și o comună, în Botoșani. În centrul ăsta național al culturii, care casează 70 de oameni. În fiecare noapte acolo pot fi cazați 70 de oameni. Se pot produce evenimente culturale de... Se și produc. Am plecat noi, a venit o tabără de fotografie europeană. Permanent să produc evenimente culturale. Problema infrastructurii e rezolvată de-a lungul a 20 de ani, începând cu Ministeriatul Caramitru. Caramitru, de exemplu, ca ministru al culturii, a investit în 10-12 vile. Unde, la un moment dat, veneau cu școlile de teatru, Andrei Șerban făcea cu cei de la Teatrul Național. Permanent se întâmplă câte ceva. Managerul memorialului, ăstuia Centrului Național, Eminescu, e o doamnă, Ala Sainenko, care fusese rectorul Universității din Bălți și o perioadă decan al Facultății de Litere din Moscova. E o femeie mai pomenită și o specialistă în teoria literaturii, a culturii, absolut formidabilă. Am și luat o carte de-a ei. O să o și discutăm o dată, Dicționarul Asociativ al Limbii Române. E o carte făcută după un model de studiu sociologic practicat la ruși, la americani, ca să vezi cum să definesc asociativ marile popoare și micile popoare. Cine suntem noi, cine sunt rușii, cum gândesc și ce asocieri fac rușii când au un cuvânt. Foarte interesant, e pentru război. Dacă un rus aude de război, sunt 50 de variante la ce se gândește. Eroism, in, victorie, bătălie, nu știu ce. Românul, când au de război, românul, prima chestie, pe 1000 de oameni să face. E pace. Deci, zici, doamne, când auzi război, pace, durere, tristețe, mormântare.
Și de acord, de aici încolo, poți să-ți definești o pare foarte interesant. Și Ana Tainenko a participat, a fost o prezență activă. Există similitudini între, bun, la alte dimensiuni și la, mă rog, alt fond. Între școala de pictură din Baia Mare și ceea ce se încearcă și a reușit. În linii mari. Nu știu ce e, o tabără de vară. Eu mi-am imaginat Baia Mare asta. Dar nu poți să faci. Ipoteștiu. Acolo s-au născut pe mine. Da? Cimitirul familiei, trei frați de-a lui sunt cimitir, părinții, casa memorială, biserica familiei. Strada principală a Ipoteștiului se numește Luceafă. Toate străzile laterale ale comunei poartă nume titlul de poezie al lui Mesu. Atunci când treci de pe o stradă pe alta, fără să vrei, numai dacă l-ai citit, întâmplător la Eminescu, știi? Deja e altă, o poveste. E altă poveste acolo. A fost o chestie măruntă pe care o decis-o Consiliul ăsta, alo, Consiliul Colonial sau ce. Mie mi-a produs o impresie extraordinar de plăcută. Băi, sparcuri care te îndeamnă la studii și părerea mea e că e bine că se dau tot felul de sejururi pentru scriitori, să meargă să scrie două luni, trei luni. E o practică asta și e regulă. Ce să spun? Se întâmplă lucruri foarte bune. Dar aici presupunem că ce s-a întâmplat la școala asta și e ok. Scriitorul devine personaj social. Adică scriitorii se duc să întâlnesc cu alți scriitori, cu autorități de pe acolo. De exemplu, m-am întâlnit cu mare plăcere cu femeile îngrijitoare de acolo, cu care povesteam și era o plăcere să stai de povești cu ele. Una dintre ele chiar mi-a spus, zice, să știți, domnul Ilea, că așa cum stau cu noastră de vorbă, stăteam cu Andrei Șerban, care venise cu actorii de la Teatrul Național, nu știu ce, și ce cu actorii nu puteai să discuți, că nu le ajungeai la nas. Ce vedeți erau. Domnul Șerban, că era de fapt șeful lor, mă învăța cum face el cafeaua, cum... Deci tot felul de chestiuni indirect afli și despre personalități culturale. Un posibil personaj, un viitor roman de-al tău, capăt de personaj, eu am stat la bodega. Așa să-ți imaginezi că am fost tâlpul bodegii din Ipotești. O bodegă excepțională. Din nefericire, proprietarii erau plecați în concediu. Și ea se deschidea în funcție de cum înlocuitorii proprietarilor veneau și deschideau. Înlocuitori erau fica proprietarului studentă la Iași și prietenul ei. Însă ne-am înțeles destul de bine, zic eu, că spuneam, bă, deschideți la ora 9. Și făceau efortul și deschideau la 9 și țineți până la 9 seara. Mai făceau o pauză de masă și țineau deschisă, așa. Dom'le, acolo, să-l citesc, dacă vrei, pe Ian Cornelius, un mare procurator român, de aici, din Transilvania, și a stabilit în Germania, la Ipotești, la bodegă, bei bere Suceava. Cu diversi hântri ai locului care... Bere bună, presupun. Da, care s-a făcut. Bere foarte bună. Eu știu că nu beau bere, dar am băut bere acolo. Și în funcție de cât de numărul de bere pe care bei, după aceea toți îți povestesc cum era Eminescu, că ei, fiind contemporani cu Eminescu, au date, au așa, și ca personaj colectiv, toți câtrii ăia din Ipotești creează un imens roman al vieții lui Eminescu, ei fiind contemporani cu el, un bobot de râs atât de specific cu Muleștiului și cu Ipoteștiului. Că nu departe de Ipotești, nu? Era doar un cea. Marian Ilea,
7 zile la Ipotești, într-o școală de cultură, până la urmă. Școală de literatură, creative writing, orice. A fost o întâlnire, de fapt, între... O pledoarie pentru măcar o încercare, da? Mă rog, nu știu dacă va fi cineva capabil să înțeleagă că balon fiesta asta, timbrul ăsta nu va fi lipit de Maramureș. Adică n-are nicio valoare, e prea facil. Adică, mă rog, dar asta este cu asta de filă, cu baloane. Mă rog. Cam atât pentru astăzi. Numai bine, rămâneți în continuare alături de noi, iar dacă vreți să mergeți cu balonul, sau copiii dumneavoastră, trebuie să știți că trebuie să scoateți din buzunar vreo 3 milioane de lei sau așa ceva. Sau cât e? 2 milioane? 3? Mă rog, balon fiesta pentru șmecherii. Atât pentru astăzi, numai bine, rămâneți pe Maramureș.